Pe strada Smirodava, în buricul târgului, cum s-ar zice, zace de mai bine de 2 ani un chioșc cu geamurile sparte, transformat în pubelă de către trecători. Deși ca jurnaliști am mai ridicat această problemă și la vremea când pe fotoliul de primar era Laurențiu Leureanu, chioșcul în discuție este tot acolo, cu tot aspectul său dezolant. Edilul șef al municipiului, Lucian Micu, spune că acesta aparține unei societăți de difuzare a presei intrat în faliment, căreia i s-au făcut mai multe adrese de atenționare. În cazul în care nici săptămâna aceasta nu va fi ridicat de către proprietar, operațiunea va fi efectuată de primărie. Săptămâna trecută am făcut o adresă către proprietarul acelui chioșc. Este vorba de o firmă intrată în insolvență. Am luat legătura cu lichidatorul judiciar, i-am solicitat ridicarea acelui chioșc de pe domeniul public. În această săptămână, dacă nu se conformează, vom acționa noi la ridicarea acelui chioșc, depozitarea lui la platformă și depozitarea până la revendicarea de către proprietar. Chioșcul, odată ridicat, va fi transportat la depozitul primăriei de pe strada Ogoarelor, proprietarul respectiv urmând a primi de contul aferent cheltuielilor de dezafectare. Situația nu este singulară și în centrul municipiului, pe bulevardul Roman Mușat, există un chioșc similar care a aparținut cândva ziarului de Roman, aflat într-o stare mai bună, acesta din urmă fiind loc de exercițiu pentru pictorii nocturni de graffiti.